Ședința extraordinară de astăzi a Consiliului Local Deva a început cu momente tensionate. Atât în fața primăriei, cât și în sala de ședințe erau mulți părinți ai elevilor de la școala gimnazială Andrei Jaguna din Deva, care erau nemulțumiți că din anul școlar viitor o parte dintre copii vor face ore de după masă într-o altă locație, întrucât unitatea de învățământ va intra în reabilitare, fiind folosiți termeni duri precum discriminare. La Andrei și Abuna sunt copii cu rezultate deosebite la Olimpiade, care se pregătesc după amiaza. Sunt sportivi de performanță cu rezultate deosebite, care merg la antrenament și cărora le puneți piedică să aibă un succes pe viitor în ceea ce privește activitatea sportivă. Sunt părinți care au copii și în clasele 0-4, și în clasele 5-8, de 2-3 copii. Gândiți-vă cum se pot descurca acei oameni. Sunt copii care nu are cine să stea cu ei acasă, să-i verifice dimineața, să le ofere sprijin, ca să poată să prezinte după amiaza la școală. N-aveți. Suntem navetiști, foarte mulți. Este greu să cred că nu putem să mergem și noi la fostul liceu de chimie, care astăzi, pe ordinea de zi, se prevede altceva pentru acest spațiu. Îmi este greu să cred că în Deva nu sunt suficiente spații de copii să meargă schimbul unul la școală. Este fostul liceu Traian, este fostul liceu de construcții. Universitatea, chiar sunt spații, domnule primar. Când vreți să încălziți mai multe spații, să fie o gaură la bugetul local, este altă problemă, de-a noastră a părinților. Vă rugăm frumos să aveți deschidere, vă rugăm frumos să dați o decizie în scris ca să puteți să o compensăm. Da, drepturile copiilor sunt, să știți, încălcate și există discriminare. Primarul Devei, Florin Oancea, le-a transmis acestora că nu sunt solidari cu ceilalți părinți din Deva, ai căror copii se află în aceeași situație. Oare copiii și părinții undeva, Devei, care și astăzi, sau începând din toamnă, își vor desfășura activitatea de la școală, în două schimburi. Schimbul 1 și schimbul 2. Problema deci m-am auzit, deci este, deci asta înseamnă, dați-vă, din punctul meu de vedere, aceasta este solidaritate, când spuneți că este problema. Părinții au insistat pe aceeași temă, susținând că doar cei de la Șaguna și Toduță vor face ore de după masă în clădirea fostei școli generale numărul 2, care actualmente ține de liceul de arte. Liceul de arte, școala de arte, care și înainte făceau de după masă, nu mi s-a zis care altă școală intră în aceeași situație ca și Șaguna. Reprezentanții administrației au precizat pe această temă că în toate unitățile de învățământ din Deva se vor face ore de după masă. Și elevii de la arte, care sunt toți elevii ai Devei și care, ce se vede, au performanțe școlare deosebite și ei prin clasele 1-4 împreună cu Șaguna dimineața și clasele 8 de la Șaguna cu dimineața, iar clasele 5-7 vor veni după masă. Cine mai ia, de exemplu, au și program după masă. Așa cum foarte bine știți, pentru că tot ați ridicat problema fostului liceu de chimie unde se desfășoară activitatea, de ce poate pentru reabilitare? În mod categoric nu vor fi terminate lucrările și atunci și clasele a 9-a, a 10-a și a 11-a de la Decebal vor intra în program de după masă. În același mod, ore după masă vor desfășura și colegiul Transilvania, care intră în reabilitare și care au găsit o soluție internă, vor comasa toate formațiunile școlare în alt corp pe care îl au și vor desfășura ore dimineață și după masă. La fel și Dumnezeu. Deci și Moisilu. Deci nu este Șaguna singură care va desfășura ore după masă. Deci trebuie să înțelegeți că din punct de vedere fizic, asta putem. Astea sunt unitățile de învățământ pe care avem. Discuțiile au deviat și către situația încălzirii din școlile de vene, rămase fără agent termic, după ce termocentrala Mintia s-a oprit, cerându-se garanții că acestea vor fi încălzite în sezonul rece. O întrebare simplă. Copiii noștri, oriunde ar merge din toamnă, vor merge o lună și după aceea se vor întoarce la școală fizic din primăvară când dă căldură? Atât vreau să știu. Nu am înțeles întrebarea. Acum, adică vor merge o lună și vor să vor întoarce fizic. Pentru că nu Învățământul este este fizic. căldură. Oriunde ne-am mutat, este undeva căldură și.
Primarul Devei a dat răspunsul știut de ceva vreme, în sensul că încălzirea în școli trebuie rezolvată conform contractelor de execuție până la 1 octombrie. Dacă pornim de la principiul că nimic nu este corect și că nu vă pot garanta, vă garantez în schimb ceea ce v-am mai spus încă o dată. Consiliul local al municipiului Deva, în unanimitate, a adoptat sumele de bani necesare pentru realizarea acestor investiții în de urgență. Unitățile de învățământ sunt în procedură de licitație, școli, urmând, probabil, luna august, înceapă efectiv lucrările. Termenul de finalizare este 1 octombrie. Mai mult ce să vă garantez? Constructorul să facă până 15 septembrie? Nu pot să garantez lucrul acesta. Dar ce a ținut de mine ca primar de consiliu local, am alocat sumele de bani. Apoi lucrurile au început să degenereze, fiind adusă în discuție și o latură penală legată de hotărârile Consiliului Local Deva. Modificarea programului pe care o propuneți dumneavoastră pentru o parte dintre copii sunt ilegale și vor atrage după sine atât răspundere civilă cât și penală. Facem și pasul următor. Având în vedere Cartea Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, transpusă în legea 272 din 2004, articolul 24 al alineatul 1, copiii au dreptul la protecție și îngrijire necesare pentru asigurarea bunăstării lor. Eu dacă lucrez de la 8 la 16, cum pot să-i asigur asta? Nu pot. Numai repet ce s-a spus. Articolul 24 al alineatul 2. În toate acțiunile referitoare la copii, indiferent dacă sunt realizate de autorități publice sau de instituții private, interesul superior al copilului trebuie să fie considerat primordial. Vă atrag atenția că sunteți funcționari publici și intrați sub incidența articolului 297 alineatul 1 Cod Penal. Fapta funcționarului public, care în exercitarea atribuțiunilor de serviciu nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectos și prin aceasta cauzează o pagubă, o răvătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale persoane fizice sau ale persoane juridice, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Vreau să vă spun că vom merge atât pe civil cât și penal. Zero toleranță față de programul de după amiază. În replică, primarul Devei a anunțat că investițiile în școli vor dura 2 ani, ele fiind necesare, în caz contrar, urmând a se pierde fonduri europene. De asemenea, Florin Oancea a mai arătat că orele de după masă reprezintă singura soluție în situația dată și că va lăsa instanța, dacă este cazul, să-și spună cuvântul. Investițiile și sacrificiile de care cu toții le facem în acești 2 ani de zile sunt investiți pentru următorii 34 de ani. Multe generații de copii și de profesori își vor desfășura activitatea în școli ultramoderne. Nu ne putem permite să renunțăm la aceste contracte, la aceste investiții. Și atâta timp cât sunt primar, credeți-mă că urmăresc interesul Devei și al Devenirii. Dumneavoastră particularizați, vă înțeleg nemulțumite, dar nu sunteți singuri. Sunt părinții care și-au dus copii la alte școli, nici ori nu a convenit, dar au acceptat pentru că și-au dat seama din condiții în care o treime din trebuie de învățământ în de aplicare, preocarea nu se poate face pe ce trebuie au rămas, toate într-un singur schimb. De aceea au acceptat cu două schimburi. Repet, o singură unitate de măsură pentru toți. Dacă dăm dovadă de înțelegere, solidaritate și răbdare, vom depăși aceste momente. Dacă nu, trebuie să așteptăm și noi mergem mai departe, pentru că aceste investiții se vor face. Pentru detensionarea situației au intervenit și cei de la Sindicatul Învățământului Preuniversitar, la inițiativa cărora discuția a avut loc înainte de începerea ședinței de Consiliu. Paul Rusu, lider sindical, a spus că afirmațiile făcute public, mai ales în fața presei, nu vor putea fi retrase și a propus ca părțile să aibă o nouă întâlnire în care să se discute calm. Cred că s-a ajuns în situația asta datorită unei slabe comunicări. Comunicatul primăriei, dat pe Facebook, vineri, n-a făcut decât să incite mai mult, pentru că acolo au fost și lucruri care se pare că nu s-au discutat. Din acest motiv, l-a rugat pe domnul primar ca în fața Consiliului Local și în fața publicului să exprime, să spună clar care sunt soluțiile pentru Andrei Șabuna și pentru Deva în general. Am urmărit și ceva, dacă vreți să spuneți, parșiv. Niște declarații făcute în fața Consiliului Local și în fața publicului și în fața presei nu cred că pot fi retrase ulterior. Deci, stimați părinți,
Suntem într-o situație delicată și dumneavoastră și noi ca profesori. După 2 ani de pandemie, după 2 ani de online, vă dați seama că ne dorim normalitatea. Nu știu dacă la DEVA va fi această normalitate, având în vedere situația care este. Din acest motiv, vă propun, domnul primar, să continuați această discuție într-un alt cadru, în care să vină, înțeleg că DEVA e singura primărie care are un departament pentru învățământ din județul ăsta. Acel departament să facă o situație clară, să vină în fața profesorilor de la Șambuna și în fața reprezentanților Comitetului de Părinți, exact cu răspunsul la aceste întrebări. Fiecare ce școală, unde merge, ce face după masă, de ce la Horea nu se poate intra în reabilitări, de ce la liceul de artă nu se pot folosi spații. Cu lucruri concrete puse pe hârtie și cred că într-o astfel de situație lucrurile se vor liniști. Întâlnirea dintre părinți și profesorii de la Șaguna și reprezentanții primăriei va avea loc joi 15 iulie, începând cu ora 10 la sediul școlii de Vene.